Județul Constanța a avut în anul ce tocmai s-a încheiat cele mai multe proiecte în diverse stadii de pregătire sau dezvoltare în domeniul construcțiilor Horeca din România, arată datele centralizate de un site de specialitate. Județul de la Malul Mării a adunat în 2023 306 de astfel de inițiative în plină dezvoltare. Analiza a monitorizat aproape 2500 de proiecte la nivel național. Este vorba despre construcții noi, renovări, reparații, modernizări, extinderi sau demolări în cadrul hotelurilor, pensiunilor, vilelor turistice, restaurantelor și a cafenelelor. Județul Constanța este urma de Bihor cu 197 de proiecte în curs de realizare. În top 3 mai este Clujul cu 177 de proiecte în desfășurare. Suprafața totală a șantierelor a atins cifra de 10,42 de milioane de metri pătrați, semn că industria construcțiilor Horeca este în plin avânt. Investiția totală în aceste proiecte s-a ridicat la aproximativ 35,54 de miliarde de lei. Aceste cifre reflectă nu doar o creștere numerică a proiectelor, ci și o schimbare în peisajul economic al României, cu un accent major pe dezvoltarea infrastructurii turistice. Cu investiții semnificative și cu o varietate de proiecte în diverse stadii, anul 2023 se încheie ca un definitoriu pentru industria construcțiilor Horeca din țară, se arată în analiza victa.ro. Pe de altă parte, în 2023 a crescut și numărul de turiști. Potrivit Institutului Național de Statistică, județul Constanța a concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică, iar zona litorală, exclusiv orașul Constanța, a oferit cel mai mare număr de locuri de cazare. În primele 10 luni ale anului 2023, în structurile de primire turistică din Constanța au ajuns peste 1,5 milioane de turiști.